Bună ziua tuturor! Astăzi am să vă prezint rețeta furajare curcan 30-50 de zile. Aici am pregătit acum pentru o porție de 60 de kg, deoarece curcanii s-au mărit și mănâncă foarte mult. Am hotărât să nu mai fac pentru 20 de kg, să fac 60 de kg, cam o dată la 3-4 zile. Aici avem grâu, ștrotul de floarea soarelui, ștrotul de soia, porumbul, aici avem calciu vitaminizat, și cu premixul tip C1. Pentru această rețetă ne trebuie porumb, grâu, ștrot de soia, ștrot de floare, ulei de floarea soarelui, macropromix tip C1 și calciu furajer nevitaminizat. Am terminat și cu măcinatul cerealelor. Acum urmează să le mestecăm și să adăugăm uleiul pentru a mai diminua din praful creat în urma măcinării. Am terminat și cu amestecatul furajului. Am pus și uleiul. Am omogenizat împreună cu furajul rezultat în urma măcinării. Acum urmează să pun și premixul împreună cu calciul nevitaminizat, furajer nevitaminizat. Urmează să-l amestec și pe acesta și este gata mâncarea pentru curcanii la vârsta de 30 și 50 de zile. Pentru această rețetă aveți nevoie de 20 de kg de porumb, 20 de kg 100 de porumb, 12 kg de grâu, 21,6 kg ștrot de soia, ștrot de floare 3 kg, ulei de floarea soarelui 600 de grame, macro premix tip C1 1,5 kg, iar calciu furajer nevitaminizat 1,2 kg. Aceasta este rețeta pentru 60 de kg furaj pentru curcani de vârsta 30-50 de zile. Vă urez o zi plăcută!